Salut, salut și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. De data aceasta suntem din nou pe Pet Simulator pentru că se va face un nou și un mare update în Pet Simulator. O să vă arăt despre ce este vorba, așa că nu uitați să apăsați butonul de like pentru Pet Simulator și o să ne uităm câte like-uri am primit la episodul ăsta, să vedem dacă meritați huge sau nu. Ne urmărește David, băiatul ăsta aici, ia uite-mi pieile goale. Așa că dați like, băieți, astăzi vă voi arăta ce update se face pe Simulator. M-a uimit acest update, am zis, băi, ești nebun, ce naiba sunt astea? Sunt niște peturi holograme care o să apară pe Simulator. Ia uite, n-am cu ce să farmez asta pentru că aș farma-o. Hai să luăm prima oară, să luăm peturile din daycare. Mai avem 46 de minute, băi, ești nebun. Dar un pet ăsta era albastru, acum e roz. Nu știu ce e roz acum, dar era albastru. Cred că să le face el automat roz. Mai avem multe minute, dar putem să le luăm de la hardcore. După cum vedeți și voi aici, se va face un mare update. Într-o zi și 2 ore și 38 de minute și 28 de secunde. Adică sâmbătă, la 6, la 18 sau la 19, pentru că au schimbat ora, se va face un nou update. Despre ce este acest update? Este vorba despre un nou, o zonă nouă și cu un huge nou gratis pentru voi. Prima oară vreau să ne uităm aici să vedem ce cadouri am primit și după aceea intrăm puțin în update să vedem ce update face domnul Preston de data asta să ne convingă, să ne curgă lacrimile pe aici de bucurie. Hai să vedem ce cadouri avem pe prima oară. Ok, intrăm aici în cadouri, o luăm de la capă, de la primul cadou. Te salut, Roblox Guy, am dat like pe YouTube, mersi. Am dat like și subscribe, vă mulțumesc cei care susțineți. Pot să iau un huge pentru asta? Nu se poate, deocamdată trebuie să particip la concurs. Dacă te aleg din comentarii o să câștigi, pentru că n-ar fi... Mi-a dat unul scam cu 14 huge, mă las, asta e tot ce aveam. Aveam 350B rap, nu da reject. Ha, mă, să... Eu mă las și salut. Ia uite, am așteptat o lună și nu mi le-a dat înapoi, mă lasă. Îmi pare rău să aud asta, Darius. Eu nu vreau huge ca alții, vreau să-ți mulțumesc că îmi faci ziua mai bună. Oh, salut Flavius, îl avem pe X-Lay de 700, a.k.a. Nicolas Boss, care e noul Dorsbud Bedvad. Ne-a trimis un huge Crystal Dog și ne-a mai trimis un huge Hellrock. Mersi, X-Lay de 700, ca Nicolas. Avem aici, ia uite-l. Ai vrut să scrii 50B aici, cred că e Enderblue. Te știu, Enderblue, parcă mi-a mai dat un axelotel pe un server, dar mi s-a șters filmarea. Îți apreciez munca, pot avea un pet, o să ai un pet. Așa că ia uite-l pe Explorer 700, mai trebuie să aici. Respect, avem o pisică, ne-am mai trebuit. Poftim pentru mașineg. Deci cine are peturi pentru mașineg, îl dați aici, prin cadou. O să-l facem un mașineg, iar din comentariile, când voi spune eu dau acest mașineg, o să selectăm un ou și o să-i dăm ou. Un om și o să-i dăm ou. Aici, mersi. Contul mare, tot pentru puncte. Mersi. Să sperăm că facem rost, Vă salut toți cei care ați mai trimis și ce-am mai zis, X-Lader 700, am mai zis ceva, n-am mai zis nimic. Alt X-Lader 700. Wow, mulți X-Lader. O să dăm aici claim-ul. Mersi pentru peturi și pentru huge-uri. Ziua de astăzi a fost mai bună din cauza voastră. Hai să vedem, mergem în Kawaii World. Se spune că următoarea zonă din Kawaii World, de la Kawaii Temple de aici, de la chestul ăsta, se va deschide o nouă zonă. Hai să vedem. Aici ori să face o scară și vei urca în templul ăsta, ceva se va întâmpla aici în zona asta. Ori te duci pe aici și în spate la fântână o să fie o zonă, ori urci pe aici pentru că e o poartă, ori te duci la cascada asta. Deci în ultima zonă o să apară un update. Hai să vă arăt ce update o să apară. Avem aceste două ouă, se numesc Huge Egg Hologram și Golden. Deci Huge Egg Hologram și Egg Hologram Golden. New World probably, zic băieții aici. Mamă, are și Verify băiatul ăsta, așa l-au Verify New World. Deci va fi o lume nouă. Wait, Golden, oh my god, ok. Hai să vedem ce mai zice pe aici New World. Deci s-a spune că o să fie o nouă lume cu aceste două ouă și o să fie free to play, adică oricine poate să le deschide și poate să ia un huge din ele. Acum hai să vedem ce huge pică din aceste două ouă. Avem primele două peturi, se numește Huge Cat Chef și Huge Cat Chef Golden. Deci avem primele două huge cat-uri, e o pisică bucătar, wow, pisică bucătar. New Scavenger Egg Pet, iau-ți, întreabă astea. Dacă o să fie un nou ca ăla, ca pisica aia, Safari. New Event Pet. Wait, let me check.
Ok, it's cute, e mișto. Ce părere aveți, băieți, despre acest update, despre acest pet, în special despre cat șeful ăsta? Este insane, îmi place cum arată. Să sperăm că este gratis pentru toată lumea. Și aici e momentul în care începe nebunia. Aici începe nebunia, băieți. Ce sunt astea? Nu înțeleg, peturi invizibile să văd până ele? Deci aici e momentul în care începe nebunia și eu efectiv nu înțeleg. Mi-a sărit și freza de la petul ăsta. Huge Tiger Hologram Axolotl Shark. Ok, pot, ce? Huge Tiger Hologram Axolotl Hologram și Shark Hologram. Deci așa va arăta, va fi invizibil și culorile astea se vor schimba. Mi se pare nebunie petul ăsta. Spune și voi în comentarii dacă nu vi se pare nebunie acest pet exclusiv VEG. S-ar putea ca Preston să adauge un nou exclusiv pe show cu aceste pisici, cu hologramele astea. Bro, I'm broke, I can't afford that. Deci zise băiatul ăsta că e sărac și nu poate să-și ia încă un nou. Vedem ce va fi cu update-ul ăsta, lăsăm așa update-urile și revenim la joc. Pentru că nu știu câți dintre voi vreți să vedeți aceste update-uri. Încearcă și băiatul meu să spargă chestul. Însă nici măcar eu nu am peturi să sparg acest chest. Nea. Hai să încercăm să-l ajutăm. Bă, nu mai așa mult, dar totuși e mult, nu știu ce să zic despre asta. Iar peturile mele sunt la banca aia acolo, aș putea să-l ajut pe el să spargă. Dar nu ne ajute cu nimic să spargem acest chest, nu ne dă nimic în plus. Hai să mai încercăm să mai spargem niște ouă de nerea. O să deschidem un ou de ăsta pentru la Dorsbud Bed. Poate avem noroc să câștigăm un huge. Mai vedem și noi opening-uri pe acest episod pentru că n-am mai văzut. Ăsta gol nu mă interesează. Ok, noi mai avem niște ouă cu câinele la bread, dar cred că sunt pe hardcore. Și dacă sunt pe hardcore, e foarte greu să fac eu hardcore-o acum. Nina a mai jucat hardcore de o grămadă vreme. Dar colectez de la hardcore de acolo. Acel daycare. Ok, mai deschidem unul. Cred că e de ajuns cu aceste ouă. Hai să mergem înapoi, am văzut că s-a ieftinit foarte mult pentru Petre, că ăsta ar trebui să-l scoată pe Patriciu ăsta de aici. Pentru că s-a ieftinit Petre de foarte mult, a ajuns să coste și 19 un sfânt Patriciu de ăsta. Ok, hai să mergem pe hardcore, acolo pe hardcore o să luăm daycare-ul și o să deschidem și un wow. Hai să mergem pe hardcore. Ok, am intrat pe hardcore aici. Unde sunt oamenii mai nebuni și stau să farmeze non-stop. Eu nu aș sta efectiv pentru că îți iau o grămadă de timp. Hai să ne luăm peturile. Din păcate n-am obținut nimic, dar facem coinuri aici din astea hardcore, cu care vom putea să deschidem multe, multe lumi. Ok, hai să dăm înapoi în rol la peturi. Și dacă mă duc eu, o să pot să deschid multe lumi. După aceea o să mă duc în plață. Hai să vedem unde a rămas la ultima lume. Ok, hai să vedem. La Fantasy World am deschis tot. Tech World a rămas la ultima lume. Hai să măcar să facem Tech World-ul ăsta pe episod. Deci, băieți, pe hardcore nimeni nu joacă hardcore pentru că e insane de greu să stai să farmezi. Astea se farmează mult prea greu. Dar vreau să deblochez lumile astea din nou. O parte e mai deschis hardcore-ul decât în partea cealaltă. Ori n-am mai fost eu de mult ori. Habar n-am, uite, și ăsta cu... Ba, mă, ăsta s-ar putea să fie toate... Nu mă interesează asta, scopul meu e să deschid multe din astea. 4.5B. A, eu am T-uri, cred că am 2 T. Ok, am deblocat lumea asta, haide să mergem pe Spawn World, pentru că nu prea am deschis aici niciodată ouă. Mergem pe Spawn World, ne activăm, avem toate norocurile, uite, server lucky, 2 zile. Au băgat oamenii mei 2 zile și hai să vedem, hai să vedem. Ne dăm jos după covoraș. Un nou de la Doors But Bad V2. Hai să vedem. Bă, să avem noroc. Hai să avem noroc. Și a plecat ou. A plecat ou. A plecat ou. Puh! Îmi vine să-l scuip. Îmi vine să-l scuip, băieți. Pare rău că spun asta, dar... Să dai ața bani pe un ou și mi-a picat ăla al doilea. Wow! Al doilea. Văd că s-au mai scumpit un pic ouăle. Așa că hai să mergem pe plața și să încercăm să vindem pe acolo și să vedem ce mai facem rost. Cât mai avem netortul? Avem 5.860 netortul. Mai încercăm să cumpărăm baloane albastre. Ok, ok, ok. Hai să vedem, hai să vedem. Bă, ce sunt bovoacile astea nebune. Ok, vreau un pet din ăsta, un anim de ăsta, câine de ăsta anim. Oh, 5B ăsta, dacă ar fi fost 200 aș fi dat 5B, păi hai să vedem, poate mai are și altele puternice.
Mă interesează peturile astea puternice, 1-200, să pot să farmez shocker, să spar mai repede chesturile. Dar nu găsim. Mai să vedem, mai să vedem. Mamă, asta nu am. Huge Twilight Dragon. Bă, sunt extrem de scumpe, sincer să fiu cu voi. 62! Mamă, cere 14 pe ea. Wow, wow, wow. E ceva, e ceva, băieți. Așa că hai să ne uităm ce au ăștia de vânzare. Dacă nu resetăm serverul și intrăm pe un alt server. Leprecion 24. Ok, ok, ok. Foarte, foarte urât. Sunt scumpe și sunt și nerare. Hai să vedem. Poate găsim ceva mai bun pe aici. 2B. Din păcate, nu știu cât costă aceea, dar nu cred că merită 2B niciodată. Iar băiatul ăsta. Bă, băiatule. E a șaptea oară când mă întâlnesc cu băiatul acesta. Bă, ce se întâmplă, bă? Sunt posedat sau trăiesc într-un ceva care se repetă, într-un loop? Spuneți-mi, băieți, voi, nu ne-am mai întâlnit noi cu băiatul? Uite, bă, 800 pentru asta merită. Ce? 800, bă! Oh my god, ce păcăleală, mi-am crezut că e mă! Cred că a greșit la asta, că n-are sens, îți dai seama? Îți dai seama dacă aveam bani aia și cumpăram asta? Wow, 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 era cât paci, era cât paci să mă autopăcălesc singur. Era să-mi dau singur schem. Wow. Vă dați voi seama? Ok, se văd foarte ciudat astea. Cu urechile astea care zboară așa, am petul, dar nu prea mă interesează. 77, bă, cât e el? 79, deci nu prea merită, așa că hai să schimbăm și noi serverul, dar înainte de asta să ne luăm reward-ul. De aici și poate nimerim pe un alt server, dar nu cred, sincer să fiu, că avem vreo șansă să nimerim pe un alt server. Data trecută nu am nimerit pe un alt server și a fost același. Hai să vedem, mai avem 4 ouă, câte 11. Asta înseamnă 44, bă. Dacă vrea cineva să le ia, ia uite-le aici frumos, trade me, nu știu ce. Dacă vrea cineva să ia ouăle, văd că au sărit doi oameni pe ele, dar nu vrea nimeni să le cumpere. Întotdeauna mai negociază după tabela aia, după ce că sunt ieftine. Iar pe shop, uite-te, știu că sunt pe shop. 400, asta costă 25 de lei. Vine în jur la 50, bă, nu știu cât e 25 de lei. Hai să mai încerc să mai schimb o dată serverul. Dacă ne dă pe aceleași, va trebui să rămânem aici, să jucăm aici. N-a bidat nimeni. Am revenit, am revenit. Hai să vă arăt, să vedem. S-a mutat serverul sau nu? Sau e tot ăla? Bă, cred că s-a mutat serverul. Cred că m-a băgat pe un alt server. Stați puțin. 50, bă. Nu e prea bun. Hai să vedem aici. Hai să vedem. Asta l-am, 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 l-am. Poate e vreun deal bun. Nu sunt dealuri bune. Hai să trecem la următoarea. Le am pe toate. Căutăm în special peturi ce nu le avem. Dar înainte să căutăm peturile astea ce nu le avem, hai să ne luăm și noi un plot de ăsta, un boot. Ne punem din nou ouăle la vânzare. N-am mai reușit să le vând. Dacă vreau să le vând imediat, le punem la licitație. Dar la licitație e bătaie de joc, că e și taxă. Și pierzi mult de tot. Wow, wow. Huge Neon Twilight Dragon. Bă, e mișto. Ce-i drept, dar nu cred că merită banii ăștia. Huge Crown Cat. Mamă, 155. Digito Play This. Deci a semnat-o Digito. Wow, wow, wow. Pisica aia rară a semnat-o chiar Digito. Huge Dog. Bă, ce ieftin a devenit Huge Dog. Ești nebun. Și avem aici. Ia uite aici. Bă, nu știu dacă sunt 2 puncte la 2 milioane. Nu cred că merită 2 puncte la 2 milioane. Uite, ăsta în schimb s-ar putea să fie un pet care îmi dă foarte multe puncte. La 3B. Măcar dacă îmi dă 4 puncte, acum mă duc la Huge Tron și mă uit, măcar dacă îmi dă 4 puncte la Huge Tron, 4 puncte, deci foarte bună afacerea, pentru 3B 4 puncte e bine. Este bine și hai să vedem, mai are ceva interesant, nu mai are absolut nimic. Mergem mai departe. Monkey de-astea, n-ai ce face cu ele. Ducky, nu l-am Ducky ăsta. Huge Ducky. Dați băieți puțin, că eu n-am Huge Ducky ăsta. Nu cred că l-am Huge Ducky. Huge Ducky. Ducky. Am party Ducky. Alo, eu nu am ăsta. E clar. E clar. E clar. Băieți, pentru mine este clară treaba. O licitație pleacă acum, direct în acest moment. O licitație pleacă în acest moment. Pleacă o licitație în acest moment. Chiar în momentul acesta când vorbim noi. Pleacă o licitație. Deja s-a plecat. Cine oferă mai mult de 1? Cine oferă mai mult de 1? 1, 1, 1 pentru un Huge Hellrog din 2023. Un B, 5B. Cine oferă mai mult de 5B? Cine oferă mai mult de 5B pentru acest
Huge Hell Rock din 2023. 505, cam sărăcie, zic eu, pentru că ăsta este undeva la 13 și prețul e doar la 5. Să vezi tu ce afaceri fac aici. 5.5, doamne, am mai văzut filmul ăsta. Am mai văzut filmul ăsta, băieți. Băieți, eu am mai văzut filmul ăsta. Eu am mai văzut filmul ăsta, băieți. What? Bă, bă, mai mult! Aoleo, 6.6, ce se întâmplă? 7, bă! Ce, bă, zici că e bătălia insane? Uite ce bătălie e aici! Mamă, ce bătălie! Bă, cred că e bun 10 punct. Da, mai dă! Mamă, în viața mea n-am văzut bătălie așa! De când sunt eu pe acest joc, n-am mai văzut bătălie în viața mea. Și mai pus cineva! Wow! 11, bă, deja ajunsără mai mult decât e, hai, și un 12. O, ia uite aici. A, uite aici, licitație, bă. E ce ai drept că licitația să bate la ceva 04, 03, 02. Ce se întâmplă, bă? Bă, dar nu s-a licitat pe pisica asta, pe Hellrock-ul ăsta. Ia uite-l, bă. 12, ok. Bă, deja ajunge la prețul maxim pe aia, 13B. Mai dai, hai. 13B, păcat că ia taxa aia. Gata, a renunțat, a câștigat. Oh my god, ăștia sunt nebuni. Ăștia sunt nebuni, eu vă spun. Bă, ce se întâmplă, bă, nebunire. Cât mai rezistă, mă, licitația asta, wow. Wow, 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 12.3. Wow! Bă, dar s-au bătut ăștia. Mai bagă-mă puțin. Ca să nu se termine. Bă, și era mișto. Era mișto. 11.8, a pierdut aproape un B. Wow, trist, trist, trist. Bă, cred că-i cumpăr ăstuia Huge Duck eu, să vedem cât e. 4.7, nu-l mai cumpăr. Dar licitația a fost pe cinste. Căutăm altceva ce n-avem. Mă, dacă știi că costă pisica asta 2 puncte, aș face mega afacere. Ia să vedem. O luăm una și vedem cât costă. Deci e cu roșu. Nu avem niciuna. Mergem să luăm una și să vedem câte puncte costă o pisică de asta. Așa. 999M. Ok. Atunci dăm eu pe asta. Ok, atunci dăm eu pe ultima. Dă una! Bă, frate, uite, scrisul ăsta mă enervează. Ar fi frumos să pună un X sau ceva, un hide button pe aici, pe jos, uite pe aici. Și trebuie să-mi scrie mie peste ăsta. Ok, hai să vedem. Dacă ăsta are 2 puncte, îl iau. Dacă n-are 2 puncte, nu-l iau. Hai să vezi acum, Dita, mai un punct. Un punct. Păcăleală masivă. Păcăleală masivă, ok. 10.7. Deja aici, pe serverul ăsta, nu mai vând 2. Așa, și cam ăsta este episodul, băieți. Acum, rapid, intrăm pe episod să vedem câte like-uri s-au strâns. Câte like-uri s-au strâns? 800 de like-uri, băieți. Ce se întâmplă, băieți? Ce se întâmplă? Uite, vă dau și parola, iar parola este 001613. Vă dau parola. De ce nu se strâng 1000 de like-uri? Come on, nu vreți Huge gratuit? Eu v-am lăsat, eu am fost X-Lader. Dacă mai doriți episoade din Pet Simulator, îmi spuneți în comentarii. Pa, pa!